Steaua București este primul club sportiv din România care se arată interesată de achiziționarea unui aparat ultraperformant împotriva COVID-19. Robotul este de 3 ani pe piața din România, iar lumina pe care o degajă inactivează în câteva secunde bacteriile și virusii în spațiile închise. Acest robot ne ajută foarte mult în cazul spațiilor foarte mari. Robotul funcționează cu lumină UVC, adică o lumină care inactivează bacteriile și virusii. Ideea este că această tehnologie a lămpilor UVC este deja folosită în spitale pentru dezinfecție, însă acest robot o duce și în zona de comercial, inclusiv zona sportivă, de cluburi sportive. Poate face dezinfecția mult mai repede decât orice altă metodă tradițională și, în plus, după fiecare dezinfecție, robotul dă un raport care spune că a făcut dezinfecția respectivă, deci posibilitatea de a nu face o dezinfecție și a zice că ai făcut-o nu mai există în acest caz. Prin utilizarea acestui robot, riscul infecțiilor în sălile de sport ale clubului se reduce la minim. El a fost făcut inițial pentru infecții nosocomiale, însă rata de adopție în spitale a fost destul de redusă până în momentul în care a apărut COVID. Acum noi am făcut deja teste clinice, lămpile s-au dovedit a fi eficiente și împotriva COVID-19. Este suficient o expunere de 9-12 secunde pentru a inactiva virusul. Clubul Steaua a fost singurul club sportiv interesat de acest robot. În acest moment este pentru o demonstrație, pentru a le arăta celor de la club cum funcționează, care sunt avantajele în vederea achiziționării unui astfel de robot. Deși achiziția este destul de costisitoare, eficiența și utilitatea acestuia ar merita toată investiția. Din punct de vedere sportiv, cu siguranță merită, pentru că ne simțim mult mai în siguranță legat de dezinfectarea spațiilor, de siguranța noastră, de tot ce înseamnă sănătate în ultima perioadă.